V-am găsit, prieteni, bine v-am găsit din nou Viș de Elită. Iată-ne într-un moment în care trebuie să arătăm că suntem din nou Viști. Un moment destul de delicat. Am pierdut în fața unei echipe foarte, foarte mici, aflată în mare foame de puncte. Nu știu dacă a fost ceva programat sau nu, ca să spun așa în ghilimele. Mie mi s-a părut un circ. Așa mi s-a părut mie. Acum, părerile sunt împărțite pe net, au început să apară diversi comentatori, diversi, așa zici, gică contra, care afirmă că lotul este praf, că echipa este varză, că ne îndreptăm spre un dezastru și așa mai departe. În fine, situația este cum o știți, situația este așa cum o știați și până acum. S-a speculat că Mircea Rednic se va implica în preluarea echipei de la Negoiță cu ajutorul unor investitori din Belgia și bla 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 la la la. Ei bine, sunt vorbe în vânt, Rednic este un simplu angajat, a venit să își facă treaba, să-și facă meseria, își face treaba foarte bine, a venit să salveze Dinamo de la retrogradare și a reușit. Asta trebuie să înțelegem foarte bine. Cei care urmăresc materialele mele de pe Dinamo Viș de Elită și care urmăresc și materialele acestea video, membrii grupurilor Dinamo Viș de Elită și membrii grupului Dinamo Viș Semper Fidelis, cunosc că la un moment dat, la momentul venirii lui Mircea Rednic, noi cei de la care ne ocupăm de site, de Dinamo Viș de Elită și de grupuri, adică echipa mea formată în momentul de față, din subsemnatul Radu Ioniță, moderator, și Ionica Popăză, am spus la momentul respectiv că Mircea Rednic are ca obiectiv principal salvarea echipei de la retrogradare. Nu văd ce legătură are asta cu spectacolul și cu bla 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 alte rahaturi care au început să apară diverse persoane și să îi invoce diverse subiecte de astea de tăvăleală până roi. Nu văd ce legătură are spectacolul. Deci fotbalul se joacă pe goluri, am spus, eu mi-am spus punctul de vedere. Cei care mi-au citit materialele, poate le-au înțeles, poate nu. Sunt unii care le lene să citească materialele astea, dar dacă ți-e lene să citești materialul și nu vrei să citești materialul, ce mai cauți în aceste grupuri? Duceți-vă, citiți altceva, mergeți pe alte grupuri, eu știu, vedeți alte materiale cu care dumneavoastră sunteți de acord sau care puteți să le citiți, de astea care sunt mai mici, așa de 3-4 rânduri, menite doar ca să facă bani și să facă vizualizări. La noi am văzut materialele sunt foarte bine argumentate, dacă ați văzut. Atât eu cât și colaboratorii mei de pe site se documentează și încearcă să fie, să-și argumenteze opiniile. Deci noi scriem ținând cont și de părerile și impresiile membrilor din grupurile Dinamo Viș de Elită și Dinamo Viș Semper Fidelis, să fie clar. V-am spus, nu ne dăm a fi reporteri, redactori, sportivi sau alte bălării, editorialiști, încercăm pur și simplu să facem niște materiale din punct de vedere al suporterului, cam asta e. Și al suporterului în general sau a suporterului dinamovist, care să întrunească toate aspectele, pentru că suntem diferiți, fiecare acordă o importanță sau, eu știu, definește în mintea sa cuvântul de suporter dintr-un anumit punct de vedere, dintr-un anumit unghi. Unii consideră că dacă nu te duci la stadion nu ești suporter, alții consideră că dacă vorbești pe Facebook vorbești degeaba. Alții consideră că dacă n-ai fost, ai fost la 2-3 meciuri, n-ai voie să vorbești. Altul consideră că nu știu ce. Domnilor, eu vă spun clar că Dinamo Viș sunt toți aceia care, indiferent unde s-ar afla pe globul ăsta, indiferent ceea ce fac, indiferent cum se manifestă și cum fac, sunt alături de echipă și iubesc această echipă. Dar dacă vrei să ajuți echipa efectiv, trebuie să te duci la meciuri, să plătești biletul acolo și să fii lângă ea. Cam asta este treaba. Problema este că acest investitor, acest patron al echipei actual, nu ne reprezintă și nu reprezintă ceea ce noi ne dorim. Echipa s-a transformat în cu totul altceva decât era Dinamo București și totul stă să explodeze, dacă ați văzut, totul stă pe un butoi de pulbere și chiar am luat cunoștință despre niște amenințări
care pot deveni realitate sau pot deveni reale și ne-ar putea duce într-o situație ca rivalilor noștri de moarte, să ajungem la un moment dat să nu mai știm care e echipa noastră, noi cu cine ținem și care e Dinamo București. Adevărat. Nu știu ce să spun aici, subiectul este foarte, foarte spinos, nu vreau să discut despre asta, vreau să rămân la... să vă polarizez atenția și eu știu să țin discuția aceasta, din acest material, în jurul faptului că datorită rezultatului ăsta negativ înregistrat în ultima etapă când am pierdut la Călăraș, foarte mulți oameni care nu aduc nimic pozitiv pe grupuri, deci am observat chestia asta, este, zici că este o, eu știu, o mișcare. Mă duce cu gândul că sunt unii care și-au făcut un scop în viață din asta. Sunt așa băgați în umbră, stau acolo, sunt membri și nu, practic nu fac nimic decât câte o reacție, cine știe cum, la vreun material, cine știe cum, sau, eu știu, o intrare accidentală la nu știu câte luni pe grup. Atunci când toate merg la locul lor și nu se poate discuta de, să nu, când nu se poate face harță sau scandal, și atunci când apar rezultate negative, toți apar acolo și încep să arunce cu noroi, rednic, nu știu cum, vrea să facă bani, vrea să nu știu ce, este un impostor, lotul nu are valoare, toate sunt prezentate într-o lumină neagră. Doamne, v-am mai spus și eu mai spun încă o dată, trebuie să ne gândim bine că Mircea Rednic și-a îndeplinit obiectiv. Deci a venit încoace să ne salveze de la retrogradare și a reușit, doamne, asta e și... Nu a reușit așa chinuit să ne ducă până la final cu emoții, să stăm să tremurăm, să jucăm meciul la cuțite cu astea mici, cu echipele astea mici. A susut. Am pierdut un meci cu Gaz Metan și după aia am câștigat tot și la revedere. Am avut 5 victorii una după alta și ne-am securizat poziția în acest campionat. Suntem în prima ligă și sezonul viitor. Vă dați seama că Negoiță nu era zâna bună și dispus ca să-l primească pe Rednic înapoi și nici Rednic nu era omul care să vină înapoi așa de ochii lumii. S-a discutat acolo, să spunem, cum să spun, să fim foarte mulțumiți că Rednic a acceptat să vină încoace și că a reușit să ne salveze. Dacă ați văzut, Bratu a retrogradat și cu, sau ea a retrogradat și pe Bacău, are Aerostar Bacău, ea... Nu sunt practic retrogradați deocamdată, dar el gata a încetat contractul de muncă cu Aerostarul, a plecat de acolo și a dat demisia, a încheiat contractul cu ei. Dom'le, nu face față, ați văzut, ne-a făcut varză acest campionat și trebuie să înțelegem că nu se poate vorbi de spectacol fotbalistic și de, eu știu, de balet sau ce vreți dumneavoastră, dacă ăștia care vreți spectacol, mergeți, vă rog, la circ sau la teatru sau la patinaj artistic, acolo se dă note pe spectacol și pe asta. Aici nu, la fotbal nu contează cine face spectacolul, la fotbal contează cine dă gol, cine marchează și cine învinge, cine pleacă cu cele 3 puncte acasă. Cam asta este. Referitor la discuțiile care au fost, dacă a fost corect sau dacă n-a fost corect meciul cu Călărașul, părerea mea personală este că acolo a fost un teatru. Eu recunosc un teatru pentru că am experiență în fotbal, am văzut atâtea și vă dați seama, era la mintea cocoșului că Călărașul vrea să profite de pasul greșit al lui Herman Stad și să vină frumos acolo pe locul de baraj, pentru că ăla este locul lor și mai pot spera, acum ați văzut, voluntariul a călcat strâmb și mai poate fi ajuns inclusiv voluntar. Deci au, și teoretic au șanse. Unii spuneau că, băi, că da, ce, degeaba au luat puncte de la noi, că se vor duce și nu știu ce. Frate, este problema lor, ei și-au făcut treaba. Acum, dacă nu profitau de acest pas greșit a contracandidatelor, era foarte important. Eu atâta le spun celor care tot urlă că Dinamo n-are valoare, că suntem nu știu ce, că la, băi, fraților, cum adică nu avem valoare dacă noi... I-am tăvălit pe Craiova cu 3-0, pe Iașu tur-retur și în meciul din play-out, vă spun eu că a fost un meci acolo pe unche de cuții și un meci cu cuțitele pe masă cu Stoican acolo. Deci vă spun că n-a fost chiar așa ușor. Meciul de câștigat la Iași are o valoare extraordinară care arată clar că echipa are putere, are forță. Indiferent că a fost obținut nu știu cum, că 1-0 la limită, că tras de păr acolo în apărare. Frate, dar eu mi-amintesc că ea n-a avut nicio ocazie, asta e mai important, deci Dinamo când vrea ți închide poarta și la revedere, deci asta e foarte, foarte important, nu mă interesează pe mine să facă mie
50 de centrări, 70 de dribling-uri și nu știu ce. Contează jucătorii să stea bine pe teren, să fie o echipă solidă care să primească foarte greu gol și când ți-a dat o nație s-a terminat meciul. Deci asta pentru mine este important și imperios necesar în acest moment. Dinamo este într-o situație în care trebuie să câștige, să aibă rezultate și să vină din nou acolo sus. Pentru că dacă anul trecut vorbeam, de exemplu, în vara, am discutat despre obiectivul de play-off, am spus că obiectivul de clasare în primele 6 pentru Dinamo este rușine, ei bine, constatăm acum că după al doilea an de play-out, în care am jucat play-out-ul, trebuie să ne gândim bine că clasarea în primele 6 deja a devenit o performanță, deci pentru Dinamo. Deci Dinamo s-a transformat într-o echipă care nu mai poate, nu mai are cum să se claseze acolo, nu mai are forța necesară, vă spun. Echipele astea mici, dacă ați văzut, au început să facă mișmașuri în atrapați lucruri și, dacă ați văzut, se așează imediat clasamentul, ele se așează pentru play-off rapid. Deci nu mai există loc de pași greșiste, să încep campionatul din prima tare de tot, să securizezi poziția în play-off și după aia vezi tu ce faci, dacă te luți pentru titlu sau nu. Cam asta am observat. Pentru că la final, dacă ați văzut, sunt meciurile alea care aia sunt cu saci în căruță, aia se știu și că se vor merge în play-off, aia merg în play-out, la la la, bla bla bla. Și ați văzut echipele astea care vin 3 la 10.000. Intră în play-off acolo și stau acolo degeaba, nu mai joacă nimic, deci na, play-off-ul ăla practic se joacă degeaba. Sunt două echipe care atrag la titlu, Stâna și cu CFR-ul, și se bat acolo să ele între ele. Deci practic ar fi mai bine joacă o dublă între ele și s-a terminat play-off-ul decât să joace panorama asta. Ăia nu joacă cu Craiova, nu joacă cu ei, Astra se dă bătut, ăia nu știu ce fac, nu merge. Deci se vede clar că acest sistem trebuie schimbat. Acest sistem trebuie schimbat din temelie, clar că nu merge pe plaiurile mioritice. Asta cu play-off, play-out, nu știu ce, e vrăjeală. Deci au fost echipe, Sepsi, eu știu, Craiova, Astra, care au intrat acolo și au făcut așa. Desigur, ei invocă că au probleme financiare, că au nu știu ce, în fine, nu stau să comentez pentru că nu este treaba noastră, noi suntem în play-out. Deci recomand fiecărora să, eu știu, să analizeze mai bine situația. Am spus-o și o repet încă o dată, nici Mourinho sau Guardiola, dacă veneau la Dinamo și aveau aceeași situație, posibilitatea de a lua jucători ăștia liber de contract și a reface echipa, nu puteau să schimbe atât de mulți jucători și să reușească să aibă 5-6 care să confirme. Deci eu asta vă spun și în al doilea rând, apărarea vreau să spun că e construită. Deci apărarea pentru sezonul următor o ai deja făcută. Nu mai spunem că în sezonul viitor va fi chestia aia cu doi tineri under 21 și la multe echipe le va pune probleme, dar noi avem posibilitatea să alegem, avem mai multe variante. Din ce știu eu, tânăr acela Gheorghe de la Voluntari va fi răscumpărat înapoi, deși se mănâncă ce nu trebuie rahat, că nu există bani, că nu se va da, că Dinamo nu are 50.000, în fine, nu știu dacă are Dinamo sau nu are 50.000 în momentul de față, dar va fi răscumpărat, vă spun clar. Ca și jucători așa din cei care au venit și cei care au confirmat, eu am spus-o clar. Este vorba de Dussault, fundașul acela dreapta, este foarte bun, va rămâne sigur, Aligi la fel, Klimavičius care e practic numărul 1, dar deja vorbim de 3 jucători dintr-o defensivă, 3 jucători care au confirmat aduși și au confirmat imediat locul. Vor rămâne și e clar, dacă nu vor avea alte oferte să fie vânduți, dar într-adevăr, vor rămâne și într-adevăr putem vorbi de niște oameni care au confirmat. Nu-mi place NDIA ăla, deci mie nu-mi place, dar a avut o perioadă destul de bună, vreo 2 meciuri bune le-a făcut, ultimele 2 meciuri, iar acum a trântimut în fasole ca și toată echipa, să spunem, a jucat în nota echipei și am pierdut. De asemenea, Zuzu Montini a confirmat, Papazoglu a avut o creștere de formă și la fel a luat-o de 2 meciuri în jos așa. Nu ne putem dumiri încă în privința lui, dar e clar, Montini este un vârf de calitate și este un alt jucător care a confirmat din cei aduși. Filip la fel, ați văzut, chiar dacă e inestetic el în joc așa și pare dezordonat, în aregare sau ceva la la la, stă bine în teren, stă foarte bine în teren și așează jocul, nu întâmplător. Defensiva cu el în fața acolo, în fața apărării, este foarte bine așezată. Și dacă ați văzut, când joacă, când Filip este în teren, Nistor are mai mare libertate de mișcare și poate să joace puțin mai sus. Și atunci jocul lui este mult mai aproape de ceea ce se dorește. Sunt deja vreo 5-6 jucători care i-am spus acum și i-au confirmat. Deci,
nu putem să punem la îndoială capacitățile lui Rednic de a aduce jucători și vă rog frumos să nu fiți penibil, să nu mai veniți cu comentarii de asta, pentru că pe cine voi auzi că vin așa, să știți că așa procedez de fiecare dată, eu când văd că intră o persoană și începe să comenteze aiurea de ăla și de ăla, să arunce cu noroi, mă uit la activitatea lui pe grup și când văd că el nu a intrat niciodată cu nicio vorbă bună, nu, unde erai, domnule, la victorie? Când a bătut 5 la rând, unde erai? Te ascundeai pe sub plapumă, ce făceai? Desigur, noi trebuie să avem păreri diverse, este foarte adevărat, dar nu putem să fim nici dușmanii lui Dinamo, domnule. Nu avem cum să fim dușmanii lui Dinamo, noi trebuie să ne gândim, băi, când e vorba de Rednic, nu trebuie să mai existe discuții, mă. Deci nu mai trebuie să discute, să existe discuții. El este că vine pe bani, că nu vine, că are interesul lui, că vrea să facă bani. Băi, frate, nu ne interesează. Ne interesează că a venit un moment în care ne-a fost greu, ne-a salvat acum când puteam să ducem un B, vă spun că puteam să ducem un B foarte ușor, deci cu echipa care am avut în tur, noi eram la bătaie cu toate acolo pe final, au spus toți că putem să retrogradăm, clar. Toți oamenii de fotbal, din Amoviș, foste legende, au spus clar că putem să retrogradăm. Și chiar și în momentul în care Rednic a adus câțiva jucători, au spus toți că e foarte riscant, deci Mircea Rednic a riscat venind la Dinamo. Și eu vă spun că el dacă mai stătea câteva luni de lejer acasă, nu făcea nicio problemă, nu pierdea niciun ban și nu s-a îmbogățit el mare, cu mare sumă pe aici, pe la Dinamo. Deci el putea stea acasă și să prinde un nou contract în iarnă și la revedere și sau își găsea o altă echipă din mers așa. Pentru că apare echipe, sunt echipe care dau rateu cu antrenorii, pagă, schimbă și imediat el venea pe turnantă și putea să-și ia o echipă mult mai bună, care plătea mult mai bine, clar. Asta este problema. A venit la Dinamo. Noi ne-am gândit că poate preia echipa, că poate face asta, din informațiile mele nu va prea nimic, tot va rămâne la fel, va fi destul de greu pentru noi. Nu știu dacă anul viitor vom avea putere să facem ceva, să emitem pretenții la titlu, dar Mircea Rednic a fost extrem de clar și a spus-o fără probleme că anul viitor are ca obiectiv clasarea în primele 6 în play-off și asta este realitatea. Iar apoi vom mai vedea. Deci dacă vor fi posibili, dacă se va fi posibil, se va implica și lupta pentru titlu, dar va fi un sezon destul de, cum să spun, de viclean, pentru că e vorba de regula asta Under 21, va încurca multe echipe și va face ca echipele să apeleze la niște tineri care nu, dacă ați văzut, tinerii nu mai sunt ce au fost, nu mai sunt așa calitativi. Și aici va conta, deci două piese lipsă într-un angrenaj și contează enorm. Deci dacă ai doi tineri care nu dă randament, te trag în jos clar și nu vei reuși să faci nimica. Aici va fi un mare plus pentru noi, deci echipe care, să spunem, sunt potente financiar, poate să cumpere niște tineri care să nu confirme și să nu reușească să-i aducă, să-și acopere piesele alea lipsă. Aici putem să avem baftă pentru că noi deja putem să discutăm de Marco Eman, putem să discutăm de Grigore, de Ricci, de Ciobi, da, de Ciubotariu, de Denis. Putem să discutăm de băiatul acela Gheorghe care am informații că va fi adus înapoi. Moldoveanul care merge destul de bine pe la Petrolul și poate să fie o variantă, e mult mai bun decât Popa și ce avem noi pe aici, chiar și decât Cristovao ăla. Părerea mea e că mai trebuie aduși doi atacanți, doi mijlocași pe acolo. Da, mai trebuie aduși niște tineri acolo care să facă concurență pe partea stângă în apărare și pe partea dreaptă la Dusau. Cam asta e. La fundaș central stăm bine, e ok. Și la închidere trebuie să mai aducem ceva pentru că ați văzut, dacă nu poți stai numai în Filip, și NDIA la mie nu-mi creează impresia că poate să facă ceva, să joace la un nivel ridicat. Vom vedea ce se va întâmpla. Cam astea sunt lucrurile care am vrut să le discutăm astăzi. Mai vreau să discutăm pe final despre concursul care s-a încheiat, concursul Dinamoviș de Elită aprilie 2019. A fost un concurs pe care l-am organizat datorită faptului că cele două grupuri au împlinit Sempre Fidelis un an de zile, iar Dinamoviș de Elită un an și jumătate de existență. Am vrut să vă spun și cam care este concepția mea despre grupurile dinamoviste și probabil că nu am discutat despre asta. Am să o spun pe scurt.
direcția pe care am vrut-o și ceea ce mi-am dorit de la aceste grupuri a fost să creez o comunitate dinamovistă de calitate, să dispară aceste prostii idei că ăla n-are voie să vorbească dacă n-a fost la stadion. Fiecare suporter are rolul lui, fiecare, toți suntem ca o parte mică dintr-un întreg. Familia suporterilor Dinamo, familia Dinamo. Noi trebuie să creăm o comunitate care să fie foarte unită. Nu trebuie să fim dezbinați, nu trebuie să ne certăm între noi, trebuie să fim, știu, înțelegători cu cei care au alte puncte de vedere, dar încercați atunci când veniți cu niște comentarii sau niște păreri să le argumentați. Deci nu mai veniți cu ăla e prost, ăla e slab, ăla e nu știu ce, că ați visat voi și că nu știu ce. Veniți și spuneți de ce e slab. E slab pentru că în meciul cu tare a făcut o preluare naiba sau nu poate să preia sau e slab la jocul aerian sau e nu știu ce. Veniți și discutați sau de rednic a făcut, veniți domni și spuneți punctual dacă vreți să spuneți. Dacă nu tăciți din gură cum ați tăcut și până acum 50 de ani n-ați zis nimic. Așa. Am făcut aceste comunități, v-am spus, pentru aceste două comunități, pentru a încerca să fim aproape și să ridicăm, eu știu, nivelul acestor comunități. Cam asta am urmărit. Ne-am strâns aici niște oameni care am încercat să venim cu argumente, să vorbim, să discutăm real despre ceea ce se întâmplă. Am încercat să prezentăm mereu știri care au fost, nu neapărat rapide și nu știu ce, să aducem știri care sunt pentru Dinamo, da? Deci nu am încercat să țin mizeriile și dejecțiile aruncate de unele publicații departe, niciodată nu am venit decât doar să comentez sau să spun, să confirm sau să infirm anumite știri care veneau de acolo cu eu știu, murdărie și cu intenție rea. Cam asta am dorit. Am dorit ca cei din comunitățile astea două să fie informați corect, să se creeze o familie a suporterilor dinamoviști foarte apropiată și să încercăm să ne dezbărăm de aceste metehne, de a comenta, de a ne dea cu părerea iurea fără să cunoaștem, fără să citim, fără să fim ignoranți. Foarte multe persoane preferă să dea un click pe o postare datorită pozei sau nu știu ce, sau domnule, citiți, domnule, materiale, pentru că materialele astea, eu știu, vă arată cam ceea ce se întâmplă sau vă pun în legătură cu unele informații sau vă aduc unele informații poate care dumneavoastră nu le știți. De asemenea, încercăm să nu scriem aiurea despre toate prostiile astea care apar în presă și care apar în grupurile dinamoviste, celelalte grupuri dinamoviste, tot să dezbătem în același subiect la nesfârșit. Încercăm să venim cu noutăți, încercăm să venim cu mai multe aspecte. La acest concurs am încercat să vin și cu un update la, eu știu, istoria dinamovistă, istoria clubului nostru, momentele mai importante, jucătorii mai importanți. Cred că a fost o incursiune destul de plăcută prin istorie. Am să mai fac astfel de materiale, am să mai postez astfel de materiale, chiar dacă nu vor fi pentru concurs. Voi posta anumite materiale referitoare la trecut, la ceea ce s-a petrecut, la oamenii care au făcut lucruri mari pentru Dinamo și despre câinii adevărați vom încerca să mai scriem. Cam atât despre ceea ce am vrut să facem cu aceste comunități, când am neapucat să creăm aceste comunități dinamoviști de elită din AUISM pe Fidelis. Și cam atât despre concursul organizat. Cam ăsta este adevărul. Deci am auzit tot felul de speculații. Unii au spus că nu știu ce interese ascunse avem noi. Dom'le, cine are cunoștință despre interesele ascunse ale acestor grupuri, să vină să pune, să posteze acolo și eu îi aprob postarea, dacă are el date și dovezi, să vină și să spună. Nu vă mai las după toate prostiile care sunt spuse pe alte grupuri, pentru că foarte mulți administratori de grupuri nu sunt cine se dau a fi. Deci atâta vă spun și nu vreau ca să intru în polemică cu nimeni. Sunt foarte puține grupuri dinamoviste care le numeri pe degete, care sunt adevărate și care într-adevăr doresc să ajute sau, eu știu, să propage anumite informații corecte și, eu știu, pro-Dinamo, să spunem.
Atât, fraților, numai bine, Doamne ajută să fie bine cu gaz metan și atunci să-i mai văd din nou pe Gică Contra, ăștia care tot apăreau pe aici și mâncau ce nu trebuie. Numai bine!